Se căsătorește sau nu? Ei bine, Otilia Bilionera ne-a dezvăluit în exclusivitate planurile ei. Cântăreața ne-a spus de ce a fost nevoită să-și anuleze nunta. La fel ca mulți alți artiști, și Otilia a avut o vară plină de concerte. Aceasta a fost nevoită să călătorească peste mări și țări ca să-și onoreze angajamentele. Eu sunt extraordinar de sătulă de avioane, pentru că am, cred că vara asta am, cred că 30 de zboruri, care mie îmi dau foarte multă anxietate și atunci să mai merg și în vacanță, nu. Plus că nu am avut timp, adică chiar în fiecare săptămână am avut câte un concert și atunci ar fi fost foarte obositor. Am mers, în schimb, acolo, în Turcia, câteva zile, într-o zonă de-asta de mare, foarte faimoasă din Turcia, câteva zile, pentru că după 3 zile m-am și plictisit. Ai o fobie de avion, putem să spunem, dar uite că cu toate astea te urci în avion și îți învingi de fiecare dată teama. Păi, ce faci, că nu-mi dă nimeni bani, banii nu cad din cer. Dacă aș fi fost milionară, nu știu, din altă parte, de la părinți, probabil... Nu m-aș fi dus, dar așa trebuie să muncesc. Din cauza programului încărcat pe care l-are artista, ea și partenerul ei au fost nevoiți să amâne și în acest an nunta. Acum că soțul meu a obținut viza de România, la ei acolo, în Turcia, când se face nuntă, nu trebuie. Adică mie ca la noi, faci programare cu 3 ani, te-ai hotărât într-o lună, gata, s-ai sprăvit. Nu prea sunt eu cu... Adică nu sunt genul ăla de fată care se gândea fără cu ce o să îmbrace. Probabil dacă când va fi să fie mea ceva repede, simplu și aia e. Nu pun atât de mult preț. Preconizez că ar putea avea loc vara viitoare? Depinde cum va fi sezonul. Cât de aglomerat va fi. Da. Până oricum suntem căsătoriți civil, adică asta e doar așa. În plan profesional, Otilia are foarte multe proiecte pentru această toamnă. Am fost în Suedia și am făcut o sesiune de studio cu foarte mulți compozitori care compozitori destul de consacrați, așa, mari, care au compus pentru Celine Dion, pentru nume foarte